Bucurie e numele ei. Vine din lucruri mărunte, dintr-un răsărit de soare, dintr-un bună dimineața de la omul drag. Vine dintr-un zâmbet de copil, de la un prieten drag sau alte ori vine la capătul unui drum anevoios. Ea poate veni și dintr-un dar către cei care nu au prea des parte de ea. Cutiuța călătoare de Crăciun 2021 merge anul acesta spre o clasă de copii de la școala Lisa. Povestea călătoriei începe cu un apel făcut de învățătoarea lor care, pentru a facilita procesul învățării, avea nevoie de o imprimantă multifuncțională. Am cumpărat imprimanta și ne-am gândit că în sacul moșului mai este loc și pentru alte daruri, au declarat reprezentantele cutiuței călătoare. Cutiuța călătoare de Crăciun 2021 merge în acest an la Lisa, pentru că, așa cum am mai spus, nu alegem noi copiii, mai degrabă ne alege pe noi. Povestea începe cu un apel pe care învățătoarea lor l-a făcut într-o platformă online, unde solicita ajutor pentru achiziționarea unei multifuncționale necesare la activitățile de la clasă. Din fondurile noastre, pe care le avem din donații făcute de membrii comunității din țara Făgărașului, am achiziționat această imprimantă și ne-am gândit atunci ca bucuria să fie dublă. Să mergem și către acești copii cu bucurie și să le ducem cadouri de Crăciun. Vreau să vă spun că așa ca de obicei, bucuria noastră e dublă. Deja, după apelul pe care l-am făcut aseară, deja 10 copilași au donatori. Îi așteptăm pe cei care au fost alături de noi în campaniile anterioare sau pe cei care își doresc să facă o faptă bună, să bucure, să pună zâmbet pe chipul unui copil, să ne contacteze. Urmează să punem și numere de telefon. Poate comunicarea e mai ușoară așa. Dacă vreți să vă alăturați acestui proiect de binefacere, găsiți lista copiilor și nevoile acestora pe pagina de Facebook a Cutiuței Călătoare. Tot prin proiectul Cutiuței Călătoare de Crăciun vor ajunge daruri și la copii care vor fi internați în ajunul Sfântului Nicolae la secția de pediatrie a Spitalului Municipal Făgăraș. Un alt gând al nostru a fost că pe copiii de la secția de pediatrie a Spitalului Municipal Făgăraș, astfel încât în 5 noiembrie de Moș Nicolae, vom împodobi un brad de Crăciun și vom pune în papucilor mici de casă de spital, vom pune daruri pentru copiii care vor fi. Sperăm să fie cât mai puțin, dar dacă au nevoie de asistență medicală, am zis să le ducem și un pic de bucurie. Și vrem să mulțumim pe această cale, prin intermediul vostru, tuturor celor care au răspuns apelului nostru. Produsul a fost deja donat de o persoană din Făgăraș care are o inițiativă privată. Avem deja globurile, ceea ce e necesar pentru a împodobi produsul.